Claudiu Bleonț, oameni buni, este unul dintre cei mai talentați actori. Ba da, credeți-mă, eu am văzut întrebările, râd că trebuie. Da. Omul ăsta a venit pentru cel mai pican rol din viață, a răspunde întrebărilor mele picante ori va... Știam că vin aici și vreți să mă... ardeți, sau rău de tot, ardeți. O să te ardem, uite am aici. Venit cu pațaichin pe mine de ceamă și pe dedesubt, să știți... brand românesc, hai să-l arătăm, Ivan Pațaichin. Deci, perfect. O icoană vie pentru mine, un om pe care îl admir foarte mult. Și am venit cu pațaichin pe mine, adică m-am urcat în trainingul lui, dar să știți că pe dedesubt am pampers. Că dacă cumva ustură rău, să am unde să... Da. Haide să vezi că chiar o să usture. Mamă. Deci nici nu știi... Nici nu știi ce urmează. Este un râs macabru, zice. Știu ce-l bag pe ăsta. Am dat și lăptic. Fii atent, lucrurile sunt foarte simple. Am 5 întrebări. Deja am intrat la apă. Să rămân la nivelul ăsta, că e ok. Am și poziția, știi, să se ducă. Un lighean aveți, să-l țin aici. 5 întrebări. Cinci. Deci, mamă, și sunt și grele, sunt lungi. Deci ideea e felul următor, Claudiu. Întrebările vor fi citite în gând, de către tine. Răspunsul va trebui dat cu voce tare. Dacă vrei ca eu să nu citesc întrebarea, răspunsul trebuie să-l dai obligatoriu. Dacă vrei ca eu să nu citesc întrebarea, este foarte simplu, Claudiu. Va trebui să mănânci iute. Dacă vrei să citesc întrebarea, răspunsul oricum este știut de cei de acasă. Puțin iute. What the fuck? Margareta Irina Ristor ne spune: ce naiba? Sau finte și soie. Eu vă mai traduc. Ce crezi că nu știu franceză? Citești în gând, dai răspunsul cu voce tare. Aici e iute. Dați două întrebări aici. Păi da, două, păi de asta. E o singură întrebare cu două nume, două întrebări. Mamă, bine că mi-am pus pampers, m-ai luat... Hai să răspundem la prima. Scrie din showbiz. Adică să o cunoaștem. Aflăm și noi din culisele teatrului. Am văzut întrebarea, lasă-mă cu ochelarii. Am ochii în... Ochii s-au întors așa înăuntru, să zic sau să nu zic. Trebuie să zici. Publicul va auzi două nume, nu va înțelege care e întrebarea dacă mănânc iute. Dacă nu, o să citesc întrebarea. Eu încep să mănânc. Nu, dă numele întâi. Dai numele obligatoriu. Păi și dacă dau numele, tu citești întrebarea? Nu. Dacă mănânc iute, nu citesc întrebarea. M-am scos! Zi, dă numele. Beatrice Rancea. La prima. Și la a doua? Uite, a doua. A fost o șpană. Și a doua? Ramona Bădescu. Nu pot să cred! Bine că nu știți întrebarea! Mănânc iute sau citesc întrebarea? Mănânc iute. Hai de mine! Nu vrei să mănânc iute mai bine de la a doua întrebare? Să citesc asta? Măi, când te bagi pe tine în rahat, e ok. Dar să bagi pe altcineva în rahat, nu e ok. Corect, hai să rupem întrebarea. Firar, nici nu e foarte iute. Și mai am patru întrebări. Ce, iute? Alejandra. A fost o întrebare picantă, să înțeleg. Poți să cântai Alejandra? Uite, a doua întrebare, mamă. Pepe și-a anulat un concert în seara aia, că n-a mai putut să mănânce. Bă, cât îndură un bărbat pentru o femeie. Ia, stai să aducă... Hai că trecem la un sos un pic mai puțin iute. Hai că n-a fost așa iute asta. Trecem la asta care e la fel. Tot două nume.
Bă, zic, au, mănânc tot, dă-o-mi pisica, mă. Dă-ne răspunsul prima dată și apoi vede dacă mă zic. Dă nume. Trebuie să dau un nume neapărat? Da, da, da. Eu diseară am spectacol la Național. Bine, ok, time is money. Mihai Călin. Mănânc, Mișule, mănânc. Mănânc. Și mai e... Așa și așa. Vrei și așa? Da. Deci Mihai Călin. Mamă, dar se transpiră, bă, de la asta. Da. Hai de capul meu. N-am probleme. Arsura... deci vrei și... stai așa... Oana Pele. Yes, I did it! Hai să citesc întrebarea. Nu, nu mănânc! O și limba, da? Arde, bibicule, arde! Ale! Am rupt întrebarea. Deci Mihai Călin și Oana Pelea. Da. Bă, ce întrebări ați găsit? M-am gândit, am zis, ăsta de la producție, bă, vă merge mintea, bă. Da, da, stai să vezi, a treia întrebare. Claudiu Bleons. Mă arde atât de un tare invitat cu minte, și... mănâncă tot. Nu pot, dacă mai iau și lapte, mă cac tot drumul, am venit cu bicicleta, băi, băi. Îți dai seama ce împrăștii pe stradă, dau din pedale. De ce? Am fost la măruțe. Deci eu aici trebuie să spun un nume și dacă eu îl spun ce? Ca să nu mănânc... Citesc întrebarea. Hai că asta nu e așa dificilă. Primele două au fost hard. Ne luăm dintr-un nume. Da, da, uite, ochii. Mamă, stai să vezi următoarele, mamă. Andreea Esca. Ce că nu știți întrebarea? Ce? Păi hai că o citesc eu. O citesc? Citești. Hai că m-a lăsat, mă, să o citesc. Pentru că asta e light pe lângă alea două care au fost prima dată. Alea au mă arde și acum. Spune-ne cine e vedeta din România pentru care ți-ai părăsit și mâine soția. Stai, adevărul că am auzit că faci o salată de vinete senzațională. Da, mă rog, în ultima perioadă doar am auzit, că nu ne-a mai adus nimic Andreea. Soția se uită la televizor acum? Soția ta? Sper să nu! Am făcut o pauză, bea ia, puțin lapte. Mușcă o pasta aia. Ia. Răspunsul e ăsta sau ăsta, dar exact așa trebuie să-l dai. Trebuie să dai răspunsul, aia, cum te-am ajutat, A sau B, dar fix în forma de pe hârtie. A! Adică? Citesc tare? Da, răspunsul. Ori A, ori B. Gogoașa Oanei Roman. Dar chifle n-aveți? Citesc întrebarea? Da, că e simpatică. Asta e light. Te întâlnești cu Ana Roman și cu Ana Lis, care tocmai au venit de la cofetărie. Iar tu ești mor de poftă. Ana Roman îți oferă o gogoașă și Ana Lis îți oferă o savarină. Gust din amândouă. Care crezi că e mai gustoasă? Alege una din cele două, unul din cele două răspunsuri. Gogoașa Oanei Roman sau savarina Oanei Lis? Gogoașa Oanei Roman. Hai că e 2-2. M-am luat cu transpirație. Două întrebări am citit.
Așa, a cincea întrebare. Nu, ai pus-o bine, deci o citesc așa, că vrea să vadă cum reacționezi, știi? Aoleu, o mănânc, mănânc. Stai că m-au luat și mucii. Dar trebuie să dai răspunsul prima dată. Scuze. Oh, ce întrebări, oameni buni, fabuloase întrebările. Viața e complicate, complicate. Fabuloase întrebările de azi. Și te dau răspuns și tu nu citești, eu mănânc. Da, da, okay. Da. Zi, juri, stai că-s curios. Du-te de aici. Mamă, ce întrebări a avut astăzi Bleon, Doamne. Mănânc. Mamă, de ce ai transpirat? Mănânc tot. Da. Mihaela Rădulescu! Du-te-mi, pana! Mănânc eu iute nu, toate sfaturile astea! Lasă-mă să citesc întrebarea! Nu. Mănânc eu iute nu, tot! Nu. Wow. Ai spectacol la Național de seară, nu mai mâncai iute! Mamă! Șterge-o, ca și cum nici n-ai citit-o! N-am citit-o! Uite-o. Sunt fanul tău! Ai trecut și tu pe acolo? Nu. Dar un pic în curte ai transpirat, nu? Până să intri, nu, transpiră omul. Nu, eu râdeam de altceva. Cred că ea de la producție voia și intri în același timp întrebarea. Băi, gata. Gata, am scăpat? Da, de seară și ai la Național. Orchestra Titanic. Cu cine? Cu Mihai Călin, Tania Popa, Ricky Bosnovski. Și Mihai Constantin, mâine plec cu diagnostic rezervat la Făgăraș, cu Anca Sigartău. What the fuck, you know? Făgăraș, duminică la Târgu Mureș, iar luni o să avem bucuria să jucăm diagnostic rezervat la Cluj. Ești mișto, tare, tu te gândești la răspunsurile acum, fii atent, știu pe ăsta ca pe buzunarele mele. El mă aude, ce? Da, ești tu. Hai să mănânc eu puțin, uite, mi-a pus. A? Și tu de la ultima întrebare, nu? Uite, asta respect la tine. Adică bag omul unde zice în rahat, zice, băi, nu-l las. Mă bag și eu, că am trecut și eu prin situația aia. Zice, mă moi puțin. Na, uite, așa. Ne-am mai mâncat un pic. Aolo. A fost mișto zi, jur, tare. A fost, da. Ești cu bicicleta? Da. De ce, uite? Dar am apa. Nu. Ajută mult laptele, să știi când nu. E uită. Am apa mea Kangen și Kangen, să-ți iei. Cu pH. Gustură rău, măi. Dar te-au trecut apele, nu știu de ce. Alei. Claudiu Bleonț a venit la sosurile noastre iuți. În fiecare vineri avem rubrica asta. Mamă, ce iute e.